spunem astăzi, povești cu taximetriști, pentru că avem doi băieți de vis, amândoi fără permis, Daniel Buzdugan, Vlad Drăgulin, bună dimineața! Bună dimineața, București, bună România! Așa, dreptate. Niciunul dintre voi n-are permis, da? Nu. Și n-a avut niciodată. Nu, și ăsta e unul dintre lucrurile cu care sunt certat de când am împlinit vârsta de 30 de ani. Eu am făcut, nu știu dacă Drăgulin a făcut școala, ai făcut școala vreodată? Am făcut școala când am intrat, înainte să intru la facultate. Și eu am făcut școala de două ori, dar nu am dus la examen. No. Odată mi-a murit. A murit instructorul, Dumnezeu să vede, domnul Udriște. Instructorul care a făcut Mihai. Mi-a zis, hai mă că ți-l dau. Foarte bun, foarte... Da, m-a murit domnul Udriște, instructorul. Și am zis, bă, nu se poate așa. Din respect pentru omul din ăla. Din respect. Da. N-ai mai făcut școala. Ei, eu am făcut 7 ore, eu, adică eu nici măcar n-am ajuns. Eu am făcut doar 7 ore și țin minte că eram zi, pe centura Buzăului cu 60 de kilometri la oră. Țin minte că îmi transpirau antebrațele. Eram cu mâinile încordate pe volan și stătea instructorul, care cumva mi-era neam, o chestie de asta. Și ăla se uita la mine și zicea, bă, nepoate, ai, dă-te jos, trage pe dreapta, hai că nu trebuie să ne facem toți șoferi. Și atunci... Și atunci... Deci, practic, din cauza acestui bullying... Nu era, n-a fost bullying, okay. Tocmai de asta, pentru că am observat că i-a fost atât de diplomat. Așa? Am zis, bă, înseamnă că sunt praf rău de tot și mai bine scap lumea de încă un șofer prost decât un șofer, încă un șofer. Bă, mie îmi place că și tu și Daniel aveți simțul ăsta al responsabilității. Al... Da, mă, domne, bineînțeles. Bă, poate nu e pentru toată lumea, știi? Sigur că nu e pentru toată lumea și la urma urmei, Mihai, cine ar mai asculta poveștile taximetriștilor? Aici am vrut să ajungem. Da, eram la Iași, lucram la Radio Contact, făceam și matinalul la studio afiliat Antena 1 din Iași de acolo. Aveam matinal de la ora 6 la 7 dimineața, după care la 7 trebuia să fiu la studio de televiziune. Așa. Deci nu, stătea inima în gât că trebuia să ajung rapid. Și după vreun an așa, omul care mă ducea, un taximetrist din Iași, îmi zice, domn Daniel, zic, da, de ce nu vă luați, domnule, carnet? Zic, domnule, trebuie să apreciați că banul în fiecare dimineață, de contact frumos, pam, pam, pam. Dar tu aveai același șofer cu care te duceai, deci aveai încredere într-un singur om. Da, eram. Și mulți ani și acum, în perioada recentă, tu cu același om venea. A, am înțeles. A, nu, eu sunt mai ușuratic din punctul ăsta de vedere. Eu merg cu taxiul de 12 ani. Am mers vreo 10 ani cu taxiurile. Așa. Și de 2 ani merg cu Uber-ul. Am descoperit Uber-ul. Dar în aia 10 ani de mers cu taxiurile, am prins evul mediu al taximetriei din București cu tot ce înseamnă asta. Chiar epoca de aur. Da, epoca de aur, epoca galben. Așa. Așa, deci le-am pățit pe toate, ca să zic așa. Deci s-au dat jos la mine, să mă bată, mi-au aruncat cu bani în față. Adică tot ce te gândești. Da, și dar acum 2 săptămâni am auzit o poveste, bă, care mi-a excitat curiozitatea atât de mult, da, în Uber. Care mi-a excitat curiozitatea atât de mult, tocmai din cauza faptului că omul ăla, în ciuda situației, până n-a pus, bă, nicio întrebare, din bun simț. Și de asta, acum, aș vrea să scot din vistieria de personaje. Așa. Pe domnul Nelu. Șofer de Uber, da? Șofer de Uber. Bun. Da, povestea e 100% adevărată. Povestea de ce s-a întâmplat. Este 100% adevărată, dar aș vrea să vă povestesc. Bună dimineața, domnul Nelu, bine ați venit. Haideți, domnul Nelu. Care este povestea dumneavoastră, domnul Nelu? Luați loc în locul meu. Mi-e rușine. Haideți, domnul Nelu, veniți aici, așezați-vă în locul meu, că nicio problemă. Așa, bine, uite, dacă m-a lăsat băiatul ăsta să stau aici, vorbesc, da? Vorbesc la microfon. Acolo. Da. S-a întâmplat. Vezi un șervețel? Nu, că am un obicei. Și mai fac. Când este pur și simplu un tic de-al meu. Care? Eu am fost, hai să vă spun povestea mea pe scurt, așa să vă spicuiesc. Eu am fost învățător în Dăbuleni și am ieșit la pensie și am zis, băi frate, trebuie să fac o schimbare acum la bătrânețe și am zis, gata, mă mut din Dăbuleni și vin la București să mă apuc de Uber. Mi-a luat o mașină de-asta mai frumoasă. Dar mata cunoșteai Bucureștiu? Nu, îl cunoșteam de când eram eu mai tânăr și am venit la facultate, dar după m-am întors în Dăbuleni, bineînțeles.
M-am întors în Dăbunii. Iertați-mă. Nu e nicio problemă, stați liniștit. Oricum nu mai aud, că am emoții. Nu mai aud pe nimeni. Haideți să vă povestesc ce întâmplări. Eu sunt din vară aici. Mi s-au întâmplat foarte multe lucruri. Ăsta, Bucureștiul, e un oraș nebun. Un oraș nebun. Dar mi s-a întâmplat o chestie. Am primit o comandă de la o fată. Comanda era deja făcută cu cardul. Era deja făcută cu cardul la ora 5 dimineața într-o parcare. Era un magazin de-asta mare. Și am zis, cine face comandă la ora 5 dimineața în parcare de acolo, de la magazinul respectiv? În fine, m-am dus acolo, 5 minute am ajuns, bineînțeles că era goală parcarea, nu era nimeni, cu excepția că am văzut o fată. Și cât m-am apropiat așa cu mașina, că aveam și farurile deschise, vă dați seama, era noapte încă, am văzut că era dezbrăcată. Era dezbrăcată, domne, vă zic sincer. Haide, Neanelu, pe bune? Vă jur că era dezbrăcată, era... La pielea goală? Erau 2 grade, nu era la pielea goală, era totuși, avea un tricou de bărbat pe ea. Da, am văzut că era tricou de bărbat, nu era tricou, nu era roche mai lungă, nu era fustiță de asta de poartă fetele acum în ziua de astăzi. Și era în picioarele goale. Acum, eu nu știu ce să vă zic, dacă avea chilos pe ea, dacă n-avea, vă dați seama că mi-a fost așa. Când am văzut, am zis, n-avea telefon la ea, vreau să vă zic, n-avea nimic, atât, avea doar tricou la pe ea, era un frig afară de murei. Era 5 dimineața, domnule, închipuiți-vă. Și când am văzut-o, am întrebat-o pentru Iuliana, că așa era comanda. Ea a zis da și a intrat în spate. Eu ce să zic acum, am pornit cursa, a fost departe, am făcut vreo 20 de minute, ca să vă zic așa, vă dați seama, la 5 dimineața, când e mai liber. Și atâta m-am uitat la ea, m-am gândit ce s-o fi întâmplat cu ea, atât am putut să zic. Vreți să dau căldura mai tare? Câtă empatie, Neanelu! Dar mi-a fost rușine să o întreb ce s-a întâmplat. Și uite, acum am rămas așa, am dus-o acolo într-un apartament, eu știu unde o fi intrat, că n-avea chei la ea, n-avea telefon, n-avea nimica. Eu nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat cu fata aia, de unde venea fata aia și unde se ducea, de ce era dezbrăcată. E, și de asta am zis că Bucureștiul ăsta e un oraș de nebun, domne, e ceva de speriat. Deci poveste absolut adevărată a lui Neanelu, șofer de Uber, da. Care... Dar oare ce? Bunul simț ăsta de provincie, oare l-a făcut să nu o întrebe? Neanelu, de ce n-ai întrebat? Domnule, mi-a fost așa că am văzut-o că era goală, era dezbrăcată și să nu zic că despre mine, că era vreo scelerat de asta, de sună după Ema. Am zis să nu Ema, o pun. Cum crezi că a ajuns fata aia goală, doar cu un tricou alb bărbătesc, în parcarea unui hipermarket? A avut de ales între a se îmbrăca sau aș lua rămas bun și... Adică a rămas fără sponsor, cu alte cuvinte. Prozaic vorbind. Bă, dar fără telefon, oare comanda o fi făcut-o ea? Nu cred. Asta e, nu cred că a făcut-o ea. Sau a făcut-o, a fost ultima comandă pe care a făcut-o de pe telefonul ei, care era cumpărat de altcineva. Sau așa? Deci, până aici m-am dus eu cu imaginația. M-am gândit că a fost vorba despre o despărțire într-o mașină și respectivul i-a zis, vezi că tot ce ai pe tine este al meu. Deci eu l-am cumpărat. Un bombardier grav. Ceva, un bombardier? Cine știe? Sau fi pierdut un pariu. Asta aici în București. Da. Dar îmi povestea un taximetrist la Iași că la un moment dat a primit un telefon în... zona aia, știe Mihai, când ne-am mai plimbat pe acolo, în pădurea la Dobrovăț. Deci drumul ăla care duce de la Iași la Bucium, faci dreapta, cum vii din Iași, spre Vaslui, dreapta și te duci în pădure la Dobrovăț. O fată era doar cu telefonul, ăla de a dus-o acolo a lăsat-o doar cu telefonul, a comandat un taxi și a luat-o la pelea goală. Și mi-a povestit, adică a zis taximetristul că a vorbit cu ea și a zis, domnule,
M-am luat ăla, m-am dus. Ia să ne spună șofer de... trebuie să vă spunem că cineva întreabă, zice, dar cum a plătit dacă n-avea nimic la ea? Păi cursa a fost plătită fiind Uber. Era plătită era... cu cardul, doamne. Așa. V-am spus, l-am mulțumim, precizat la început. Era plătită cu cardul. Cum se face la, la Uber? Da, să ne spună șofer de Uber, de taxi. Cum cred ei dacă li s-a întâmplat vreodată să ia o situație de asta? O situație goală din, din parcare. Pentru că, da, trebuie să și fii în pielea goală unui șofer, să ai niște, cum să zic, niște ani de taxi. Da, mă, cum să zic eu ție, adică mi se pare... din altă lume, da. Să nu-ți vină să pui o întrebare, să o întrebi, măi, făptură, dar nu e o chestie, nu e o situație cu care te întâlnești. Mi se pare că s-a comportat perfect profesionist. Corect, asta perfect. E corect. Omul, taximetristul era deloc din? Era din Dăbuleni, eu sunt din Dăbuleni. Ah, deci e acel bun simț al omului din provincie. Da. Știi? Da. Așa o fi, așa o fi, ce să zic. Și învățător și, cum spuneam atale acolo. Da, domne, dar totuși eu acum mă gândesc și din prisma mea, îți dai seama. Corect, că... de unde vii la ora asta? Măcar o mascam intenția asta cu o întrebare. Vreți să vă duc la spital? S-a întâmplat ceva? Adică tot aș fi făcut într-un fel. Uite, am luat și eu la o tipă complet goală. Mă uitam la ea așa câte un pic în oglindă și a observat și mă întreabă: ce, domne, n-ai mai văzut femei goale? Am zis, ba da, dar să văd de unde scoți bani să plătești cursa.